Armata Iranului nu a renunțat și va răzbuna asasinarea la Teheran a liderului organizației palestiniene Hamas, a declarat șeful statului major al armatei iraniene. Ismail Haniyeh, șeful organizației islamiste din fâșia Gaza, a fost asasinat pe 31 iulie în timp ce se afla în Iran. Autoritățile de la Teheran au acuzat Israelul de atac și au promis un răspuns armat puternic. Onde că dar Teheran اتفاق افتاد و شهید حنیه را ناجوان مردانه ترور کرد رژیم صهیونیستی حادثه ای نیست که قابل فراموشی باشد. انتقام از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است، اما جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های تحریکات رسانه‌ای و غیر آن نمی‌افتد و خود نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت. Amenințările Iranului provoacă temeri cu privire la un conflict extins în Orientul Mijlociu. Asta în condițiile în care războiul din fâșia Gaza durează de peste 10 luni, iar organizația Hezbollah, considerată cea mai puternică structură paramilitară din lumea arabă, se implică tot mai mult în acest conflict.